Bun, fac continuarea videoului precedent. Le-am dat la găini mâncare, le-am pus apă caldă de la cazan. Ia uitați, păsăricile. Ia uitați, Brahma tot porumbul a vărsat. Ia uitați acolo, nu știu dacă se vede, mai e saburi din apă. Acolo este sacul cu talaș, acolo le-am pus talaș. Ia uitați ce aici ai. Nu se simte că e chiar așa de frică, bate soarele. Și cred că se va topi tot ăsta. Tot gerul acesta. Ia uitați cățelul, trebuie să-i aduc și lui niște pâine. Și lăturile cu pedigriu le va da bunica mea. Eu acum nu mă bag la el. Aici trebuie să le fac închizătoarea asta. Neapărat. Ia uitați. Aici porțelanul. Ei. Cocoșul cam parcă-i crește acum iarăși coada. Ia uitați-l. Da, aici au apă caldă, tot așa. Le-am pus aici pentru că nu o poate mișca. Porumbi, uitați. Cât are? Cât au? O să închid după aia. Că tare greu cu închizătoarea. Ia uitați, aici galbenii plus metisul. Vedeți? Încă iese abur din apă. Acolo au și ei mâncare aici. Cuibarul. Stai că m-am prins cu mânușa. Așa. Aici ăștia alți. Am mai pus un pic de porumb. Aici au apă. Uitați-i. Ia uitați-o pe aceea. Stați că să dau un zoom pe ea. Ia uitați. Așa. Gata. Ăla cântă de zor. Pe ăsta la altul îl voi da. Cine e interesat, cocoș mii de flori, îl voi da. Pe acela după puică. Sănătos, toate cele, să-mi scrie mesaj aici pe YouTube sau în privat. V-am arătat și pe vlogul celălalt. Ia uitați, fraților, ce mi-a pățit cocoșul. Nu mai are pene în coadă, dar nu înțeleg de ce. Efectiv, habar n-am, ia uitați. Zici că e de araucana. Ia uitați-le pe astea. Care se calcă, nu știu dacă am început o dată, n-am întrebat-o pe bunica mea. Dar s-ar putea să înceapă. Ia uitați ce pintene are cocoșul ăsta. Uitați și pe ălalalt. Aici vinile. Le-am făcut acum 2 săptămâni curat, ia uitați câtă mizerie este. Deci iarna am observat că fac tare mare mizerie găinile. Ia uitați ce peisaj frumos. Am tot căutat bila aceasta să le pun lor cuibar și nu am găsit-o. Uitați că le-o pun acum. Să le-o pun așa ca să o acolo. Ia uitați-l. Perex. Ia uitați peisaj. Iată-ți. Băi, frumosule. Iată-ți gardul. A înghețat tot. Iată-ți.
Iată ziarul aceasta. Nu știu dacă se vede pe camera, atât de satisfăcător îmi e să calc prin ea. Foarte fain. Să uitați. Aici am niște de ăștia. Am uitat cum le spune. Le-a pus bunica mea să ciugulească găinile. Poate mai rămâne câte o babă de porumb. Am tot căutat. Acum mi-a sărit în ochi cana mea cu care le puneam mâncare. N-am văzut-o până acum. A înghețat toată. Cred că am lăsat-o aici și a înghețat. Ia uitați-i pe acești doi frumoși, bărbosul plus domnișoara lui. Le-am pus și scara. Cam uitat să le pun când le-am făcut curat, că se cam temeau de etalaj. Și am uitat să le pun și am pus-o aici sus, am zis că îi las câteva zile fără și acum, după vlogul ăla l-am filmat acum 3 zile, după 3 zile a fost înghețat aici. S-a văzut pe celălalt vlog. Fac mai multe vloguri. Stai că, nu știu ce am auzit aici. Nimic. Fac mai multe vloguri din cauza că poate sâmbăta viitoare nu voi veni și fac acum mai multe. Cred că voi... Ia uitați unde s-au băgat. Nu-i mai stresez, îi las acolo la căldură. Da? Haideți să vă arăt și pisoi. Da, să prind cu. Ia uitați! Ce faci? Băi frumosule! Băi frumosule! Atâta de drag îmi este acest pisoi, acest motan. Ia uitați! Câtă mâncare au aici! Stai că mi-a rămas ceva. Așa. Resturi de la mine, de la frate meu și de la mătușa. Că ei nu au animale și le aduce aici la pisoi și ce nu poate mânca pisoiul, papă câinele. Stați că acum le-o despachetez. Ăla negru nu știu pe unde îi, pisica. Ia uitați-l. Băi, frumosule. Mâncarea în permanență. Ăla negru pe dedesubt. Ia uitați-l. Da. Și voi mai face un vlog cu cred că cu grădina. Da? Și cam atât a fost și cu acest vlog. Eu am fost Alex și ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!